amatorească, orice fel de boală și orice fel de neputință. Iată numele celor 12 apostoli. Cel din tâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, Vanașul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon, cananitul, și Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus. Am acordat o deosebită atenție privirii generale, studierii și aplicării învățăturii mărețe a Domnului Iisus, prezentată în predica de pe munte. Ținând cont de condițiile și circunstanțele în care a fost rostită predica dată, am denumit-o prima conferință creștină.